Ce faceți, prieteni? Sunt Angel și astăzi vom vedea ce noutăți au mai apărut în lumea fitness-ului. După episodul de data trecută, în care am vorbit despre cel mai inteligent medic, am fost inspirat și am zis că haideți să mai vedem ce știri mai apar în România. Pentru că până acum analizam doar știri din afară despre sănătate, să spun așa, sau noutățile din sănătate și fitness care apar la nivel global. Dar am zis că de ce să nu vedem și câteva site-uri de România, ce informații ne oferă despre lumea fitness-ului. Și vreau să spun că am fost foarte dezamăgit, pentru că nu prea sunt articole și articolele care sunt dezastroase. Și sunt foarte puține, la modul că cred că pentru 2018, deci având în vedere că suntem în septembrie 2018, este unul sau două articole legate de fitness sau de viață sănătoasă pe site-uri în general. Am căutat pe toate site-urile și majoritatea, dacă căutați articole despre sănătate sau fitness, îți dă ce a mai făcut ministrul sănătății, ce lege s-a mai dat sau ce lege a vrut să se dea, ce a mai făcut Dragnea, total neinteresant pentru partea asta de nutriție și fitness. Bun, și haideți să vă dau, să începem cu astea mai întâi, da? Și haideți să începem cu două știri. Prima știre este de pe libertatea.ro și să vă dau titlul, deci ca să vedeți în ce fel scriu unii niște știri, da? Și cât de mult ar trebui să luăm noi în considerare știrile românești. Și avem așa: o româncă a câștigat cel mai tare concurs de fitness din lume. Cum arată Andreea Căzăceanu dezbrăcată? Deci așa este titlul. Haideți să o mai luăm o dată. Știți care este cel mai tare concurs de fitness din lume? Este Mister Olympia, varianta pro. Pentru că există Mister Olympia Amator, care este un concurs de amatori, și este Mister Olympia Pro. După Mister Olympia este Arnold Classic, care are mai multe variante. Mister Olympia este unul singur care se organizează în Las Vegas și a fost weekendul trecut. Arnold Classic se organizează în mai multe orașe. Este Arnold Classic Brazil, este Arnold Classic Ohio, este Arnold Classic Europe, adică sunt mai multe. Și apoi aflăm că Andreea Căzăceanu a câștigat Olympia Amator din Spania. Acum, nu vreau să spun absolut nimic, deci doamna Andreea arată extraordinar, s-a definit foarte bine, are suficientă masă musculară, deci arată foarte, foarte bine. Deci românca din Târgoviște, care se antrenează, care locuiește și se antrenează în Dubai, a anunțat pe pagina ei de Instagram realizarea. Doamna sau domnișoara Andreea a câștigat medalia de aur la Mister Olympia Amator, ceea ce este foarte, foarte bine în Spania, pentru că este Mister Olympia Amator, cred că și în Kuwait. În Spania și așa și-a câștigat cardul pro. Deci domnișoara este campioană de fitness, antrenor personal și din viața de zi cu zi este stewardeză. Ca și performanță, deci domnișoara este de apreciat chiar foarte mult. Vreau doar să evidențiez ca și idee de titlu: cel mai tare concurs de fitness. Vezi cum arată Andreea dezbrăcată. Adică am mai căutat știri pe ProTV și am găsit incident grav în sala de fitness. Ce s-a întâmplat cu un tânăr care a încercat să ridice 120 de kilograme. Și este o poză, doar mă așteptam măcar să fie un video. Este o poză cu un tip care stă, vedeți și voi poza, este întins acolo. Cred că acolo este o bancă de împins la piept. Și după cum se vede, și-a scăpat-o pe gât. Și deci avem așa: camerele de supraveghere de la o sală de fitness au surprins momentul în care un bărbat în vârstă de 28 de ani este la un pas de moarte după ce scapă din mâini greutățile de 120 de kg. Domnul a încercat să ridice singur greutate de 120 de kg, însă din păcate bara a picat peste el. După 17 secunde de panică, Jason a fost observat de unul dintre angajați care a venit imediat să-l ajute. Bărbatul a ajuns la spital cu răni în jurul gâtului. Jason a recunoscut că a fost o experiență traumatizantă și că ar trebui să existe mai mulți angajați într-o sală de fitness. Adică ai nevoie de 20 de oameni să te păzească că ești tu prost. Da, deci ar trebui mai mulți angajați pentru a-l proteja pe Jason de Jason. Pentru că în momentul în care iei o greutate pe care tu nu o poți ridica, este clar că ai orgoliul mai mare decât creierul. Pentru că dacă vrei să încerci o formă de record, să spunem că vrei să faci o repetare, este
nu că de recomandat, ar trebui să fie obligatoriu să fii cu cineva. Adică dacă vrei să încerci o greutate pe care nu ai mai încercat-o și vrei să vezi, hai să încerc să fac o repetare, să văd dacă pot ca și idee, ceea ce oricum testarea One Rep Max-ului este oarecum inutilă pentru persoanele normale. Dar să spunem că vrei să faci chestia asta, este obligatoriu să o faci cu cineva de față. Dar dacă tu îți faci antrenamentul tău obișnuit și vrei să faci 8 repetări sau 6 repetări, este imposibil să rămâi cu greutatea pe gât. Să spunem că obosești, se poate întâmpla, dar să zicem faci 8 repetări și ai crezut că mai poți să mai faci una și obosești și rămâi cu bara pe piept. Ok, nicio problemă, stai 15 secunde, stai respirația și apoi dacă o forțezi, reușești să o împingi până la primul nivel unde poți să o dai pe spate, fără probleme. Și cam asta au fost știrile din România. Acum, haideți să vedem ce s-a mai întâmplat la nivel internațional. Și văd că este din ce în ce o modă mai mare către carnea crescută în laborator. Sunt mai multe firme care fac efectiv carne în laborator. Din celule cresc, practic, mușchi, cresc carne. Și s-au întâlnit ei și s-au hotărât să nu n-o mai denumească, până acum se numea clean meat, acum se numește, stați o secundă, ceva, acum se numește cell-based meat. Cred că suna mai bine clean meat. Și ideea acestor firme este să crească practic o carne, evită folosirea antibioticelor, evident, pentru că dacă animalul nu se mai îmbolnăvește, nu mai are nevoie de antibiotice, nu mai are nevoie de hormon de creștere și au intrat pe piață pe categoria asta de produse high-end, adică au pe ficat din ăsta de rață, foie gras, pe vită, tipul acela de vită Kyobe și mai este un tip de vită japonez care tot așa este foarte scump. Dacă stați să vă gândiți tehnic vorbind, ar trebui să fie o carne mai bună, dar în același timp este destul de ciudat să mănânci o carne crescută în laborator. Adică probabil aș încerca-o, dar nu știu sincer dacă aș fi dispus să-mi iau în fiecare zi. Deocamdată sunt oarecum reticent la chestia asta. Eu de obicei sunt adeptul tehnologiei și a inovației, dar sunt oarecum reticent la genul ăsta de chestii crescute în laborator. Înțeleg, de exemplu, partea de foie gras pentru că vine fără chinuirea animalului. În momentul în care ai o fermă sau nu știu cum se numește de foie gras, practic îndopi o rață până când ficatul ei devine atât de gras și nu este chinui animalul, practic. Se spunea că stă cineva efectiv și îndeasă pe gât pentru că mănâncă forțat încât ficatul ei să se îngrașe foarte, foarte mult. Vom vedea, deocamdată este foarte scump procesul, de asta și s-a orientat către partea asta, adică nu merită să fac, nu știu, pulpe de pui. Și merg în zona asta unde kilogramul de carne este foarte scump pentru a se merita efortul. Dar vom vedea cum va evolua această situație. După care a apărut un nou vaccin care a reușit să trateze cancerul și articolul spune așa: un nou vaccin împotriva cancerului, un medicament pe baza imunoterapiei, are eficiență de 100%. Deocamdată a fost testat doar pe șoareci și au descoperit că funcționează chiar și în stadiile foarte avansate ale cancerului, în momentul în care tumoarea este foarte mare. Și dacă vă amintiți ce vorbeam în celelalte episoade din Fitness News, cum că acum medicina merge în sensul în care corpul învață corpul să lupte cu boala, exact asta face vaccinul. Și spune așa: vaccinul practic învață corpul cum să lupte cu acea tumoare. Și de fapt nu vaccinul omoară tumoarea, ci corpul învață tumoarea. Este un fel de vaccin sub formă de training. Deci ai băgat vaccinul, corpul, aha, așa trebuia să fac, bam, și atunci luptă cu cancerul. Deci până la urmă, urmei, așa s-a dovedit a fi, sau mă rog, acum se dovedește a fi cea mai eficientă metodă de a vindeca bolile acestea. Și acum trecem la un articol pe care l-am scris tot eu. Cum este treaba asta? Este un articol pe care practic am făcut un rezumat de la un studiu foarte mare făcut pe vitamina D. Și practic până acum vitamina D era una dintre cele mai recomandate vitamine la nivel global, pentru că organismul nostru scade în nivelul de vitamina D pe timp de iarnă și toată lumea spunea în perioada asta din septembrie, să spunem, până în primăvară, măcar 6 luni să se facă administrarea cu un supliment cu vitamina D. Dar
Vitamina D se presupunea că este eficientă pentru prevenirea fracturilor. Cum ar veni dacă avem puțină vitamina D în oase, oasele sunt mai sensibile și se pot rupe. Dar în același timp s-a făcut un studiu pe 500.000 de persoane. Aceste persoane au avut în jur de 188.000 de fracturi, deci pe jumate de milion de oameni este un studiu foarte mare. În urma acestui studiu nu s-a găsit nicio asociere legată de nivelul de vitamina D și probabilitatea de fractură sau prevenirea unei fracturi. Toate acele studii sau toate acele efecte cu prevenirea fracturilor erau în urma unor studii din 1980 care nu au fost replicate niciodată și medicii au ajuns la concluzia, cred că acele studii au fost greșite. Și pe lângă acest studiu mare, în 2014, o analiză pe 31 de studii pe vitamina D, la fel nu a găsit niciun efect în prevenirea fracturilor. Și cu toate astea, guvernele și guvernul din UK este foarte preocupat și recomandă tot timpul folosirea vitaminei D. Am înțeles că nici măcar nu s-au stabilit asupra deficiențe, ce înseamnă deficiență, pentru că în US, de exemplu, se recomandă a fi nivelul normal între 50 și 80 de nanomoli per litru de sânge, dar majoritatea studiilor au arătat că 30 de nanomoli ar fi mai mult decât suficient. Deci cumva se bat cap în cap. Plus că vitamina D este solubilă în grăsime, da? Pentru că noi avem vitamine solubile în apă și solubile în grăsime. Cele solubile în apă se elimină repede în momentul în care transpirăm sau mergem la toaletă, iar cele solubile în grăsime se elimină mai greu, deci putem avea rezerve pe o perioadă mai lungă de timp și se presupune că organismul nostru își ia rezervele pe timp de vară de la soare și apoi le consumă pe timp de iarnă și este un ciclu natural. Acum avem noile recomandări. Specialiștii ne recomandă să ne luăm vitamina D din alimente precum ulei de pește, ciuperci, lactate și din expunerea la soare. De asemenea, să avem încredere în miile de ani de evoluție a corpului uman, care nu va ceda în momentul în care nivelul de vitamina D este puțin mai scăzut. Cam asta a fost, prieteni. Sper că v-a plăcut, bineînțeles. Nu uitați să dați un like, nu uitați să vă abonați. Pentru orice întrebări și nelămuriri, Angel Fitness cu 3DS@gmail.com și Fitness Nation pe data viitoare. Pa!